Bine v-am găsit! Timpul e maestrul care ne aduce mereu acolo unde se cuvine să fim. Și dacă se cuvine să fiți acum împreună cu noi și să vă opriți aici pentru următoarele 25 de minute, vizionați cu plăcere! Aici trăiesc oameni care văd lumea prin prisma frumosului călătoriei la Mihailovca, raionul Râmnița. A fi stângaci nu înseamnă a fi bolnav. Leac întăritor și aliment hrănitor, care sunt argumentele pentru a alege brânza de capră în defavoarea celei de vacă. Satul Mihailovca din raionul Râmnița a fost fondat în anul 1780 și a fost numit în cinstea primului moșier pe nume Mihai. Pe parcursul secolelor, localitatea a evoluat cu pași rapizi. Astăzi în Mihailovca sunt mai bine de 700 de locuitori. Satul se dezvoltă datorită oamenilor săi harnici și cu spirit de inițiativă. În raionul Râmnița, pe malul Nistrului, mai bine de 200 de ani își dea până istoria satul Mihailovca. Oamenii gospodari de aici își îngrijesc cu sfințenie pământurile. Astăzi, în localitate, activează 3 gospodării de fermieri și 32 țărănești. În anul 2007, în baza cooperativei Biruința, a fost creată societatea cu răspundere limitată Mihailovca Agro. Grâu, orz, mazăre, porumb, răsărită, rapiță, anume în creșterea acestor culturi se specializează întreprinderile. Ultima vreme, gospodăria noastră a procurat 7 tractoare, a schimbat toată tehnica nouă, a cumpărat 2 selse, a spăce 6, 9 și a cumpărat 2 cultivatoare nouă. Avem de gând anul acesta și cumpărăm combaie nou. Satul are cu cine și cu ce se mândri. Aici locuiesc oameni care văd lumea prin prisma frumosului. Printre ei sunt și soții Cosiuc. Doamna Eugenie de mic copil iubea să brodeze. Dragostea aceasta a moștenit-o de la mamă sa. Mamica mea, ea era mică. Avem 4-5 anișoare. Mama ne da, știți, așa o bucățică de material, ac și ață. Și ne pune așa numai o rândișor. Și sunt gura să duce la lucru. Dar ne-i da, mai departe și fac eu singură. Și vine mama de la lucru, dar eu, știți, așa eram bucuroasă și arătam mamei tot, se au făcut eu peste zi. Și mama, prima învățătoare, era mamica. Acum în colecția meșteriței își găsesc locul peste 10 de broderii născute din dragoste față de frumos. Este o muncă care necesită timp și răbdare, de aceea majoritatea din ele au fost făcute după lucru și până seara târziu. Când avem loc, știți, vreme liberă, așa, o leacă, dacă știți, dacă vrei și faci, dacă ai interes mare, și noapte faci. Și Dumnezeu ți-a ajută, când îți place. Soțul Vasile își are îndeletnicirea sa. Dumnealui deja circa 20 de ani practică albinăritul. Care înțelege și vrea și poate să muncească la pașică, asta e foarte bine. De atâta că mierea, producte de la albină foarte bun și pentru organism sunt mulțumit și prietenii mei, copiii mei și rămâne mai vând și la oameni. Căsnicia este un legământ sfânt, o binecuvântare dată de Dumnezeu, ce se menține datorită unei iubiri reciproce. Pe parcursul anilor, ei au învățat ce înseamnă răbdarea și iertarea, încrederea și dăruirea. Acestea au fost firele din care s-a țesut trăinicia căsniciei familiei Cosiuc.
Moldovenii în toate timpurile acordau o atenție deosebită amplasării gospodăriilor și construcției caselor. Cele mai vechi case, încă până la folosirea sticlei pentru geamuri, erau cu fața spre sud. În așa mod erau iluminate de razele soarelui. Asemenea tendință s-a păstrat până în zilele de astăzi. Mai multe despre construcția caselor moldovenești a aflat Elena Munteanu. Primele locuințe apărute la noi în regiune erau în formă de colibe și bordeie. Ele ofereau un bun adăpost și spațiu pentru activitățile casnice. Mai târziu au apărut case cu o singură odaie. Însă ele nu s-au bucurat de popularitate mult timp, deoarece iarna în ele era frig. Pentru a păstra căldura, încep a fi construite case cu tindă. De mult în timpurile noastre, când eram tineri, casele erau cu o odaie și tindă și atât. Cei mai bogați, care erau mai înstăriți, aveau casă cu două camere și tindă. Înainte erau căsele cu stuh, cu, facem cotileț, tilut, cu paie, înglod. Mai ne ajutau care aveam puterii cu boi, calcam lutul și ala și facem cotileț cu mânele. Dar gardurile erau de știhete. Dar pe urmă, de-a măcare cum și putea, de-a mă să mai, ne mai îmbogățăm, apoi de-a mă mai cumpărăm și noi după puterii. Mai târziu apar case de tip vagon sau linie, adică cu două sau mai multe camere într-un rând, cu frontonul spre stradă. Cea mai mare odaie era predestinată pentru primirea oaspeților și e numită la moldoveni Casa Mare. Cuptorul în orice casă era obligatoriu, deoarece în el se coceau pâinea, plăcintele, iar la sărbători se puneau oale cu sarmale, cartofi, carne și alte bucate. De obicei, lângă cuptor se așeza o laiță lungă. Cu sfatul părinților mei și bărbatului, noi am construit casa în 3 ani de zile și în anul 1984 noi am trecut în casă și am făcut așa o casă ca să fie luminoasă, înaltă, ca cum suntem și noi de statură mai înaltă, ca toată lumea stărui să fie frumos. În prezent, casele au la intrare un hol mare frumos amenajat, câteva odăi, bucătărie, sufragerie, camera de baie, dormitoare. Multe din ele sunt construite în stil urban și au un aspect de vilă. Anotimpul galben-roșietic ne mai bucură cu câteva raze de soare. E totul un peisaj așternut armonios pe o imensă pânză. În acest frumos anotimp, Uniunea Moldovenilor a adunat lumea la o horă a toamnei. E toamnă încă, o toamnă târzie, rece, inundată de melancolii și plimbări pe jos printre stropii fin și ascuțiți ai brumei. Și totuși, toamna are farmecul ei aparte. Covorul gros de culori arămii lasă pomii desfrunziți și mai bătrâni cu un an. Se îndoaie în stânga și în dreapta, iar în mișcare scot zgomote asemănătoare unor gemete. Și dacă cineva parcă se așteaptă să-l invadeze albul înghețat al iernii, apoi moldovenii nistreni mai savurează încă din bogăția și farmecul anotimpului de aur. Hora toamnei a fost dansată deja pentru a doua oară de către colectivele populare din toată Nistrenia. În cadrul festivalului au stimulat interesul și simțul de datorie al tuturor față de folclor colectivele Baștina din satul Tașlâc, raionul Grigoriopol, Excelens de la Școala de Arte din Capitală, Floarea Soarelui de la Colegiul de Medicină din Bender. Trebuie numai decât să ne ținem de folclor. Să ne ținem de rădăcini, să știm de unde venim, iar dansul este vorba noastră din suflet. Ce dacă nu hora moldovenească poate spune totul despre moldoveanul ospitalier și muncitor, iubitor de limbă și de patrie. Spectatorii și oaspeții festivalului au avut posibilitatea să simtă dinamica, plastica, energia varietății de dans moldovenesc și acele caracteristici unice care fac arta dansului originală și deosebit de vie. Noi trebuie să păstrăm tradițiile strămoșilor noștri pentru a continua istoria lor și pentru a ne mândri cu neamul nostru. Pe lângă dansuri moldovenești, au fost interpretate dansuri populare rusești și ucrainene. Drept rezultat a ieșit un minunat festival de prietenie multinațională.
o superbă acțiune a Uniunii Moldovenilor, care a adunat mai mult de 300 de spectatori. Sperăm pe viitor ca folclorul nostru național, folclorul moldovenilor, să fie întotdeauna pe prima treaptă. Adică oricare festivități, acțiuni legate de dans, de ticluirea legendelor, de ticluirea diferitor proverbe, cântece, vor răsuna în mistrinia noastră. Absolut toate ansamblurile au fost răsplătite pentru participarea la activitatea folclorică cu diplome de laureație festivalului Hora Toamnei și câte un fanion la tema dansului. Uniunea Moldovenilor din Nistrenia speră la participarea a și mai multor colective de creație la cel de-al treilea festival folcloric, care, potrivit tradiției, va avea loc peste 2 ani. Arheologii germani au descoperit în teritoriul federal Saxonia-Anhalt o agrafă pentru păr, care, potrivit specialiștilor, are mai bine de 3.000 de ani. Ea are 17 cm în lungime și demonstrează că încă în epoca de bronz, anii 1600-1200 înaintea erei noastre, femeile foloseau agrafe pentru a-și face coafura. Poate că ele au fost în uz încă și mai înainte, însă cea descoperită acum este cea mai veche din cele găsite. Alte știri din lumea mare în secvența următoare. Savanții francezi au demonstrat că fie ce pustiu are glasul său. Glasurile asemănătoare unei muzici orientale le-au înregistrat colaboratorii unei universități din Paris. Ei au adunat exemplare de nisip din diverse țări și în laboratoare au reprodus sunetul dunelor emis sub influența vânturilor. El depinde de mărimea firelor de nisip. Dacă ele sunt identice, și muzica este asemănătoare. Văd lumea înconjurătoare câinii. Acest lucru, datorită entuziaștilor beloruși, acum îl putem afla cu siguranță. Pe zgarda unui câine ei au fixat o cameră automat. Nu fie ce fotografia este o capodoperă, dar sunt și unele destul de curioase, care prezintă interes nu doar estetic, dar și științific. Fotografiile sunt făcute fiecare 5 secunde cu o cameră care în realitate este prevăzută pentru sportivii extremali. Stăpâna patrupedului, după fie ce plimbare, prelucrează mai bine de 1000 de fotografii. Savanții canadieni au găsit legătura între data de naștere și carieră. Pentru aceasta au studiat biografia a 500 de conducători ai marilor companii din lume. Șefi cel mai rar devin cei născuți în iunie-iulie, cel mai des nativii din martie și aprilie. Savanții presupun că cei născuți vara în clase sunt cei mai mici și le vine mai greu să-i ajungă din urmă pe colegi. Un locuitor al regiunii Kaliningrad cu forțe proprii repară strada pe care trăiește. Materialele le adună de la gunoiște și șochează pe toți când spune cât costă reparația. Pentru început, în administrația locală l-au privit nu prea cu încredere, însă s-au gândit, mai rău oricum nu va fi, cu atât mai mult că pensionarul în vârstă de 74 de ani nu cere nicio copeică. Bordurile dumnealui le-a căutat la gunoiște. Când rezultatul devenea vizibil, un antreprenor a adus beton, altul plăci de trotuar. În proiectele entuziastului este un loc de odihnă pentru orășeni și un pod care va uni cele două părți ale orașului Svetlogorsk. Sticul de memorie flash astăzi este un dispozitiv electronic foarte popular care a înlocuit discheta și tinde să facă inutil CD-ul. Mai multe din istoria lui aflăm de la Lubov Cojuhari. Sticurile sunt folosite în general pentru stocarea și transportarea fișierilor personale, precum documente, imagini și înregistrări video. Până în 2005, cele mai multe computere foloseau discheta, dar ea a fost abandonată în ultima vreme în favoarea unităților de memorie USB. Mitul referitor la faptul că volumul memoriei influențează asupra funcționării sticurilor nu și-a găsit justificare. Nu depinde de volum, ci de firma producătoare. În pofida faptului că tehnologia este aceeași, montarea este diferită. Memoria flash a fost inventată de cercetătorul japonez Masuoka în anul 1980, în timp ce lucra pentru Toshiba. O mare popularitate sticurile au primit-o în 2000, mulțumită mărimilor compacte și înscrierii comode a fișierilor. Însă pentru o funcționare mai efectivă trebuie să țineți minte cele mai importante metode de precauție. Să nu le lovim, să nu le scufundăm în apă, să fie introduse și excluse corect din computer. Controlul permanent de virus, ei distrug informația, structura.
Există două tipuri de memorie flash, NOR și NAND. Cea de tip NOR permite accesul direct la orice celulă de memorie. Dezavantajul este că timpul includerii și eliminării datelor este de lungă durată. Tipul NAND nu permite accesul direct la celulele de memorie. În schimb, scrierea și ștergerea datelor este scurtă. Orice stick pe care îl veți procura din magazin are talon de garanție. Este fabricat de producătorul adevărat și nu fals, ce vă va apăra de deteriorarea lui. Cele mai populare stick-uri sunt cele de 2, 4, 8 și 16 GB. Stick-urile de memorie se găsesc într-o gamă foarte largă de modele, de la cele cu carcasă din plastic, metal, piele și lemn, până la cele de memorie integrate în pixuri, carduri de credit, etc. Procurând un stick, aveți grijă să nu nimeriți peste șarlatani care vă vor pune în pericol informația adunată. 3% din populația mondială, aproximativ 500 milioane de persoane, sunt stângace. A fi stângaci nu înseamnă a fi bolnav. Stângăcia nu necesită tratament. La fel se poate spune și despre ambidextri, adică cei care folosesc în aceeași măsură ambele mâini. Mai detaliat despre acești oameni, următoarea secvență. Savanții explică de ce există aceste diferențe de utilizare a unei anumite părți a corpului. Este vorba despre dezvoltarea și folosirea unei emisfere cerebrale. Astfel, emisfera stângă a corpului o controlează pe cea dreaptă și invers. Existența unor conexiuni mai rapide și mai numeroase pe o anumită emisferă duce la clasificarea în stângaci și dreptaci. Eu cu mâna stângă scriu, tau pâine, îmi spăl dinții, țin lingura, tau lemnul. Undeva la 5-6 ani stabilește dominanta emisferii și atunci de acum se vede destul de bine cum copilul va fi stângaci sau dreptaci. E important ca să pregătească locul unde copilul își face lecțiile sau chiar pentru că lumina trebuie să cadă din partea dreaptă neapărat și înclinația căietului. La stângaci predomină emisfera dreaptă, responsabilă de orientarea în spațiu, de imaginație, creativitate. Dreptacii sunt coordonați de emisfera stângă, responsabilă de logică, analitică, funcțiile verbale și matematice. Un copil stângaci e absolut normal. Primele semne ale stângăciei apar în copilăria timpurie. Micuțul întinde mâna stângă spre jucărie, adună obiectele cu această mână, se spală pe dinți, mănâncă și bea cu mâna stângă. E foarte important ca copiii aceștia să nimerească în grupuri mai mici, pentru că ei nu prea se supun regulilor, le este greu să supună regulilor, deci cu cât e mai mică grupa unde activează, cu atât mai ușor el rezistă. Nici într-un caz nu vă obligați copilul stângaci să-și folosească cealaltă mână. Pe lângă faptul că îl veți trauma, acesta va deveni greoi în dobândirea tuturor deprinderilor. Va face lucrurile mult mai încet, va scrie urât. Singura problemă care poate apărea într-adevăr la copilul stângaci este însușirea greșită a scrisului, dar asta nu e o regulă și poate fi corectată foarte lesne, cu răbdare și exerciții. Lăsați-vă copilul să fie stângaci! Iar acum, haideți să vorbim despre un aliment considerat încă din vechime un leac întăritor și hrănitor. Laptele și brânza de capră. Prin compoziția lor pot preveni multe boli. Brânza are un conținut de grăsimi și proteine mai ușor decât celelalte și este perfectă pentru curele de slăbire. Există argumente suficiente pentru a alege brânza de capră în defavoarea celei de vacă. Pentru stimularea digestiei, brânza poate fi asociată cu o salată din care nu vor lipsi mărarul și alte verdețuri. Potrivit specialiștilor, brânza de capră poate preveni cariile dentare. Galina Șvedul, locuitoarea satului Caragaș din Răinul Slobozia, pregătește brânza de capră în ultimii 5 ani. Dumnea ei are tehnologia sa. Gospodina strecoară laptele cald prin sita de șifon, apoi adaugă cheagul. Acest scură zero, îl pui în sâte și îl astup. Îl astup cu sare, numai decât cu sare. În mijloc sare și deasupra sare. Și îl pui în frigider.
În frigider el șede de cu sară, șede până dimineață. Astea 12 ceasuri. Tare mult e la femeie. Tare mult. Și brânza, și dusul, și adusul, și hrănitul, și mai mături pe la dânsele, că nu le lasa le și bine. De atâta și laptele nu amirosă și e bun, și brânza e gustoasă, că e curat. Curățenie e o țiu. Nu e greu, leacă, că dam și ani, dar fără dânsele nu pot. Dar îmi plac ele și eu pentru dânsele trăiesc și ele pentru mine, cum cred. Brânza de capră poate fi inclusă în dietă la orice vârstă, deoarece se digerează mai ușor decât alte produse din lapte, datorită conținutului mai mic de caseină-proteină. În schimb, ea conține mai mult calciu și fosfor, minerale necesare sistemului osos. Diferența se observă și în numărul de calorii. 100 de grame de brânză de capră conține 60 de calorii. Aceeași cantitate de brânză de vacă ajunge la 250 calorii. De asemenea, ea este o sursă naturală de vitamina B12. Datorită ei, brânza reduce starea de stres și ne ajută să ne concentrăm mai ușor. Grație unui conținut redus de grăsimi, brânza de capră poate fi consumată și de persoanele care suferă de ateroscleroză, obezitate. Laptele este recomandat persoanelor cu afecțiuni gastrointestinale, cardiovasculare, tulburări metabolice. Denumirile populare ale lunii noiembrie ca Brumar, Brumarul Mare surprind aspectul meteorologic de bază al acestui moment al anului, cel al căderii brumelor groase și a promoroacei, dar și aspectul economic, cel al fermentării și limpezirii vinului, vinar, vinicer, iar care va fi timpul de afară în următoarele zile, ne spun meteorologii. Pentru săptămâna aceasta, meteorologii prognozează vreme variabilă. Noaptea se vor atesta plus 3, plus 14 grade Celsius, ziua 10, 18 grade cu semnul plus. Vântul va sufla din direcție sud-vestică, cu viteza de 1,6 metri pe secundă. Iată ce am avut să vă spunem astăzi. Ne vedem lunea viitoare la aceeași oră, cu noi emoții și noi curiozități. La revedere!